Pentru prieteni o să cânte lăutarul, pentru prieteni să închinăm câte un pahar, că lângă ei mi-e bucuria și amarul, că lângă ei nu-mi trece viața în zadar. Pentru prieteni o să cânte lăutarul, pentru prieteni să închinăm câte un pahar, că lângă ei mi-e bucuria și amarul, viața în zadar. Ascultă, am și de dimineață, am să joc măcar o dată în viață.
Ведь
Ладно. Учитесь, пока они молодые. Шияки и Мурате! Iubita mea, tu ești aproape, iubita mea, aproape sunt. Și nimeni nu ne va desparte, iubita ești ce sunt iubit. Nu să uite chiuială! Viața este mai frumoasă în ochii tăi. Văd în cerul albastru, văd culoarea dragostei. Două inimi împreună, ce poate fi mai frumos? Dragostea e numai una, sentiment misterios. Iubita mea, tu ești aproape, iubita mea, aproape sunt. Și nimeni nu ne va desparte, iubita ești și sunt iubit. Iubita mea, tu ești aproape, iubita mea, aproape sunt. Și nimeni nu ne va desparte, iubita ești și sunt iubit. Iubita mea, aproape sunt. Și nimeni nu ne va desparte, iubita ești și sunt iubit. Iubita mea, tu ești aproape, iubita mea, aproape sunt. Și nimeni nu ne va desparte, iubita ești și sunt iubit. Și la-i-la-ra, la-ra-ra-ra. Să trăiască dansatorii! Da, o leac băi de vreme, scoa să bivom și era și mai ghenie, știți cum? Mai găsești să fii tot. E, dar ce 2 ani, mă? Poți și mai mai devreme. Ce stai de pentru că ești grijă de deja. Da, să aveți grijă, să vă poziți, să vă ascultați. Nu urmăriți, să vă stați. Eu zic? Da. Ascult ce ne spune. Ascult ce ne spune, și eu îmi dau seama că e strigă de mentalitate. Da. Dar nu-i de una trebuie. Eu cu Larisa Ghiri m-am fac. E burghez și dar eu fac. Turnați din și dați din ruși. Hop, hop, hop și așa. Nu stă zbor nici aici în groști. Turnați vin și dați de roșii, hop, hop, hop și așa. Nu stați
proști și al diri da. Nu e notă fără glume, hop, hop, hop și așa, fără vin și fără glume, l-am diri da. Mai veniți, băniți pe glume, hop, hop, hop și așa, numai nu cum vă urtură, l-am diri da. Turcați! Numai nu cum vă urtură, dar voi turnați și... Stimați oaspeți, noi vrem să dăm colacii după ce e tortul. Noi nu vă fugărim acasă, Doamne ferește, dar după aceea mai rămânem, mai sărbătorim. Vă rugăm frumos să mai rămânem măcar până la 12. Noi nu vă spunem să plecați acasă, măcar la 12 din nou. Mulțumim!
Stop muzica. Stimați nănași, vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi, la Sfânta Cununie, la Sfânta Încreștinare a lui Marcu. Vă mulțumim din suflet că ați fost alături. Vă mulțumim că sunteți alături și sper să fiți alături de noi mulți, mulți ani înainte. Vă mulțumim pentru cei ce ne-ați învățat, pentru cei ce ne-ați îndrumat, pentru cei ce ați să-l îndrumați pe Marcu, pe Cosmin și pe Ionuț. Vă zicem și vouă mulțumesc din tot sufletul, din toată inima. Și vă zicem un sincer mulțumesc că sunteți alături de noi. Și primiți, vă rog, pâinea pentru încreștinarea lui Marcu. Dragi noștri, vă mulțumim mult că sunteți alături seara aceasta și toată ziua alături de noi, începând de dimineață, adică cu încreștinarea lui Marcu, cu Sfânta Cununie a noastră. Și vă mulțumim că ați acceptat să fiți nașii noștri cununie, nașii dipotezi copiilor noștri. Facem o plecăciune în fața voastră pentru tot ceea ce ne oferiți, pentru ceea ce ne îndrumați. Și sperăm, cum a spus Colea, să fim mulți, mulți ani împreună, cu pace, cu liniște și ne bucurăm de prezența unuia în viața altuia. În continuare să mergem împreună. Așa. Așa, bun. Până la pâine ajungem. Sănătoși, da, din partea noastră, bună seara la toți, din partea noastră, și vă dorim voi. Tu, ca familia, așa au zis preotul, dar nu uita că se iubești soția cum te iubești pe tine. Eu asta țin minte precis. Așa. Fina. Asta noi o dăm ușina, dar tu ca cap familie trebuie să bați capul, că cretițele și permanent pline. Mm, nu, te mânca. Mânca. Așa. Asta e pentru voi. Așa. Da, asta e pentru șina. Să-și bat cap, să-i pui omului, în șin să-i pui când a spus la lucru, da? Da. Și așa e pentru voi, când v-aș fi frig, să vă încălziți. Nu cu oială, dar așa, șerbinte. Mulțumim de petrecerea care ați organizat-o astăzi. Mulțumim mult de pregătirile care ni le-ați oferit. Mulțumim persoanelor care au fost alături de noi pentru a face mica sărbătoare sau marea sărbătoare, dubla sărbătoare, alături de persoanele dragi vouă. Și cum și-am spus astăzi și cum și-a zis și preotul și cum am comentat și eu la cununie, să vă lege strâns. Ca să nu se dezlege niciodată. Și aici, știți, în familie sunt zile noroase, sunt zile cu soare. Noi vă dorim ca voi să aveți parte de zilele și cu soare. Dar se mai întâmplă abatere, unde noi o să mai avem și nouă. Așa că împreună, cu stimă și respect unul față de altul, zilele și ele nouroase, voi o să le luminați. O să le faceți fericite. Dacă o să ploaie... O să nu iasă dacă o să ploaie. Știți că o ploaie iese... Soarele, da? Nu, iese că e și vrean, iese și copii. Cum și-am spus, important e stima unul față de altul. Stimați toată oastea care vă au fost astăzi la masă și vă au fost alături. Că sunt oameni importanți pentru voi, atât noi, atât cât toate persoanele care le aveți voi.
Ce am spus? Totul împreună. Eu mă chem la gândul. Nu știam, eu cred că bate. Nu mă bate. Întreabă de demă cât coasă. Uși, s-o s-a înălțat și eu doresc la vorba și la tineri sănătate, bucurii, iubire, stimeză, să nu știu cum îi exprim, să aibă bucurii de viața apropiață și stimă să facă răutăți. Și din partea mea tot ce mi-e bun să vorba așa, cum ați să adicit voi așa, sigur. Și pentru un ceas bun. Mulțumim. Mă și pe un cupola și nu mă. Mulțumim. Nașul. Ce țin, da? Natale, nașul micro. E, asta. Trebuie să la noi e mai mult. Asta un mic prezent. Și sănătoși și veseli mai departe. Mă tata și-o de mine. Bună seara, здравствуйте! Добрый вечер, бună seara! Bună seara! Eu te-am întrebat azi cum să zic cu mândră sau nână așa. Nu știu, după cum știi, majoritatea oamenilor trebuie să-ți aduci un mare, mare la mulți ani, fiindcă tu ești persoana care e făcut ca tot ceea ce este prezent și ceea ce a fost, adică de un an jumătate încoace, ca să realizeze toate sărbătoarele și tot ce se întâmplă. Și tu ești persoana care, datorită ția, s-au întâmplat toate acestea. Și noi îți spunem din partea familiei noastre, un mare la mulți ani, că e reușit, adică să unești două destine și ai avut o intenție bună ca să ai roată unei noi familii. Și noi, din partea noastră, îți spunem la mulți ani, mulțumim mult și sperăm ca relația noastră de familie, de rudenie, să fie de lungă, de lungă durată. Și întrebarea totuși rămâne cum dorești ca să-ți spunem mai departe. Față de atâta lume, confirm. Nașă sau cu mătră? Jur! Bună seara! Îmi cer scuze, eu am emoții. Venim, așa e! Ce pot să-ți spun? Poți să-mi spui cum ți-i mai comod? De exemplu, cinul Colea îmi zice și nănașa, noi zicem cinul. Și cred că nu știu cum s-ar primi unul cu mătra, unul cinu, așa că mergem generația înainte, așa că cred că ne-am învățat și ne-am zis și nu Victoria, dădeam cinu la Victoria și cinu Colea. Jirna Razliv. Îl faci și pe ceva, este bărbații mei, numai cu băutul. Eu... ce pot să vă doresc? Casă de piatră, succes în continuare. Eu mă bucur că ați
eu v-am făcut cunoștință, voi ați făcut pasul împreună, ați ales să fiți împreună, asta eu nu v-am obligat, voi singuri ați ales să vă uniți destinile. Eu mă bucur pentru voi, mă bucur și pentru Cino Colea că s-a refăcut viața și eu nu țarei mănică. Mă bucur pentru Cosmin, că tare s-a dorit un tătic și are un tătic. Mă bucur pentru voi că ați v-ați unit destinile și ați mai adus pe lume încă un copil și ați făcut frățiori și lui Cosmin și lui Ionuț, că ei și tare își doreau. Am emoții. Și ce pot să vă doresc? Casă de piatră. Fiți fericiți, stimați-vă, răbdați-vă câteodată. Cu răbdarea trecem și marea. În toată familia este și bucurie și scârbă. Nu te uita că dacă tăți merg pe drum și tăți zâmbesc, în casă e tot pace. Câteodată tot locul este câte o mică scânteie, dar o stângem și mergem înainte. Prin dragoste o stângem și mergem înainte. Vă doresc casă de piatră. Și Marcus, fie vă sănătos, să bucure de părinți, care părinți frumoși, deștepți, frățiori. Ce pot să vă doresc? Într-un ceas bun înainte. Și să ne întâlnim la nuntă, la Marc, tot așa, vesel, dar mai multă veselie. Cred că azi numai noi cu Nanașa, cu Șina, cred că... Nu, la fata și la altceva, știi că... Am vedea de aur, nu putem zice. Și soț, mai zici tu Eu vă mulțumesc, Nanaș Veronica, Nanaș Serioja. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Sunteți alături de noi, ați fost alături de noi. Vă mulțumesc din suflet că ne-ați făcut cunoștință cu Victoria. Dar noi chiar nu ne facem alături, suntem vecini de-a mâine. Vecini am fost, da, suntem de jumătate de an. Vă mulțumesc că ați avut curajul, ați avut plăcerea să ne faceți cunoștință, respectiv am cunoscut-o, respectiv am format o nouă familie și eu și ea. Vă mulțumim pentru curajul care l-a dat Nanaș Serioja, o terpenie, așa mai moldovenești cum spune, o terpenie de invidiat, care așa om liniștit, n-am văzut, dacă sincer. E exemplu. Da. Ea că exemplu trebuie de luat de la Nanaș Serioja, cum spune Nanaș cel bătrân, întoarce-te cu față să te Și vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături de noi la sărbătoarea noastră, Cununia și Sfânta Încreștinare al lui Marco. Vă mulțumesc! Vă doresc... Vă doresc multă sănătate, noroc în viață, Marco să crească fericit, frumos și norocos, să aibă casă pe pământ și voi tot. Vreau să nu vă vină în față, doar bunul și vă doresc până la urmă o viață frumoasă și fericită. Welcome to Nanaș home. Thank you. Thank you very much. How are you doing?
fine, you. How are you? It's okay. It's fine? Fine, fine. Perfect. E bun engleza asta. Bună seara. Împreună cu Igorita. Bine ați venit la petrecerea noastră și vă mulțumim din suflet că sperăm că nu v-am supărat, dacă v-am supărat ne cerem scuze, că n-am avut nicio intenție. Păi dacă ne supăram, nu mai vine. Poate voi așa ați vrut, ne faceți o surpriză și v-ați lăsat așteptați. În orice caz, noi vă mulțumim din suflet, în special Nana, că în prima căsnicie mi-a fost Nana de economie, de acum toate tradițiile cum au fost, dar acum ai acceptat, adică să fii tot nașa de botez al lui Marcu, de acum ca să fii nașa de economie. Și noi avem mare plăcere și onoare ca să vă avem alături de noi în seara aceasta și vă mulțumim din suflet. Și numai seara aceasta? Nu doar în seara aceasta, adică la petrecerea noastră, poate m-am exprimat corect. Și vrem, odată ce ați acceptat să fiți nașii de ipoteza lui Marcu, acum să sunteți obligați, cum a spus preoți, ca să fiți alături de dânsul. Și să vă îndrumați în cele creștinești până când o să puteți mulți ani înainte. Până o să aibă și o surioară. Și mergem mai departe. În general, în general. Și ține de surioare... Păi, urmează. Urmează, da. Bravo! Eu vreau să vă mulțumesc că a susținut-o Victoria în momentele grele. Ea mi-a povestit că mi-a spus cum a fost viața ei până acum, pe unii mai luminos, pe unii mai întunei, a fost alături de ea. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți nanii de botez a lui Marcu. Vă mulțumesc că ați venit la petrecerea noastră, a noastră, a cununiei și a lui Marcu, a botezului, Sfântul Botez. Și știți cum a spus preotul, vă așteptăm să fiți alături de el. Adică toți prezenți, vă așteptăm să fiți alături de el, bunei, cumătrii, unchii, prieteni. Mulțumim că sunteți alături de noi la sărbătoare frumoasă. Primiți, vă rog, pâinea pentru creștinarea lui Marcu. Pâine de acolo. Bună seara, Lucas Veseli, Hristos s-a înălțat. Și vă mulțumim că adică ne-ați acceptat mai departe ca cu mătri. Da, stima deja, cum ați văzut? Dar noi cum v-am stimat, vă stimăm întotdeauna. Știți că totdeauna, dacă ne întrebați, vă răspundem, ne invitați, venim. Și eu mă bucur că, într-adevăr, s-a primit un cuplu sănătos și v-ați îndeplinit astăzi cea mai mare dorință care ați avut-o. V-ați cununat în Sfânta Biserică și ați încreștinat și copilul. Asta a fost, eu știu, ca lui Fina a fost cea mai mare dorință, ca ea să mai devină vreodată mamă și să aibă familie. Și într-adevăr, Domnul a fost alături de ea totdeauna și eu îndeplinea toate dorințele. Acum vă mulțumim frumos că ne-ați acceptat și vă dăm un drum bun în viață, pentru că, cum au spus și nanii voștri, că unde este soare, mai apare și miște nouă. Dar corabia vieții voastre să plutească pe valuri liniștite și chiar dacă și-ar fi niște nouri, dar voi ambii o să luați decizia și o să știți cum să îndreptați corabia familiei voastre și să plece mai departe. Asta numai depinde de voi ambii. Aceeași cum să pot să mai dau la mulți ani. Să fie pace.
O ai și trei băiței, să mai aibă și o surioară. Cum eram filmul sovietic, Ala e parzată, bunit mir, vașii pușii să călăvah. Primiți pâinea din partea lui Marcu, ca Nan din Botez. Eu la tot cine ce s-au spus vreau să fac o remarcă. Adică oficial sunteți ca nașii de botez al lui Marco. Dar pentru noi vă rândeți tot nașii noștri care și-ați spus, cum am spus, Nana, așa și rămâneți și nu e specificat că cu metri, că nu știu. Voi ați fost bogați în nașii. Ați fost și ați rămas, da. Noi suntem două bucăți, adică ne-am unit, dar oricum suntem bogați în nani și în nanași. Noi toți să vă iubim și o să continuăm așa în continuare ca să... Sunteți o pereche frumoasă, eu urez sănătate și așa să mergeți înainte. Să vă rugăm, mulțumim. La mai mulți, la mai mari. Asta. Încă o fetiță. Este i badea. Bună seara tuturor. Eu vă urez multă sănătate, multă fericire și fii ca familia care ați format-o azi și vă felicit în primul rând cu încreștinarea micuțului Marcu și cu Sfânta Cununie pe care ați primit-o și vă urez mult noroc în viață, un drum doar polit cu aur și să nu știți ce înseamnă greutățile, ceea ce a fost să treacă ce o să fie și cu mult mai bine de ceea ce a fost și să fiți alături unul de altul la bine și la rău, cum am menționat ambii nași, că sunteți bogați în nași. Cum am menționat că există în viață și bune și rele și trebuie să trecem împreună peste toate. La mulți ani și multă sănătate! Corect! Da. Pei doamna! Copilor nu le scoate! Stimați unchi, stimați mătri, stimați frați, sorori, cumnați, vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi și vedem și dumneavoastră microfonul. Poate, care are ceva de spus? Are, nu. Cine simțea mai de fiind? Unde s-a arătat părinți? Mamă și tată. Azi sunteți pereche din ambele părți. Nu vrem să vă spunem asta în ultimul rând, că vă sunteți cea mai importantă oameni din viața noastră care ne-ați îndrumat până acum. Și
Poate dacă v-am greșit în fața voastră, vedeți vă zice, iertați-mă, poate vină în prudență, vine atenție, vine știință, deci, fără rea credință, credeți-mă că n-am vrut-o intenționată, că în momente au fost și mai bune și mai rele, dar iertați-mă pentru poate că v-am greșit. Vă mulțumim din suflet pentru că sunteți alături și ne oferiți tot ce e mai bun. Și nu ne lăsați la greu, sunteți cu gândul, cu sufletul, cu inima alături de noi. Și Bunul Dumnezeu să vă țină în viață, să vă țină puternici. Și vă vrem mereu alături. Și multă sănătate. Și vă spun încă o dată, mulțumim mult din tot ce ești ca și pentru noi. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult, tată. Mulțumesc pentru cei ce ne-au oferit. Mulțumesc, mama, că, din păcate, n-a putut să fie la sărbătoarea noastră, dar e cu gândul și sufletul aici. Mă rog. Îți mulțumesc pentru cei ce ne-au oferit. Bine mai bine, bine mai puțin bine, dar ne-au oferit cei ce ai putut. Cei ce ați putut. Cum ați crezut voi de cuviință, că e mai bine, că mai puțin bine, cei ce facem. Îmi cer scuze pentru cei ce am făcut. Mama Larisa, mulțumesc pentru fata care mi-ai dat-o, că ai educat-o bine, tot mai bine, mai puțin bine, bine tot să iubi, bine neajunsuri ai avut. Îi mulțumesc cu tata Ilie că a îndrumat-o cu cuvinte bune, cu cuvinte mai puțin bune, dar a îndrumat-o. Și a ajuns unde a ajuns. Mulțumesc, Victorie, ești alături de mine. Am făcut o familie, din două familii, una. Și mulțumesc părinților pentru educația. Eu sunt tot nu bună, dar foarte bună. Care ne-ați dăruit-o voi. Mulțumesc din suflet. Mă închină în fața voastră. Mulțumesc. Și un cadou muzical. Și un cadou muzical pentru părinții voștri. Și când e greu,
la toți care prezențăm seara la trecerea și sărbătoarea vecinierii și la lor ginerile și creștinarea nepoțelului Marco. Mă bucur foarte mult de victoria s-a găsit părintea potrivită care și-a dorit-o cu greu și m-a stăruit cum am putut să le cresc, să le dă mamă cum să spornesc drumul lor în viață care le-a plăcut lor și cu ajutorul meu că sunt urmă stăruit să le dă ajutorul lor care s-au dorit. Și mă bucur tare mult pentru dânsa și pentru Colea că s-au găsit perechea lor potrivită și le doresc mulți ani înainte să trăiască sănătoși, voioși, să fie fericiți, să fie voioși, să ne aducă numai zâmbete și cuvinte frumoase și bucurie la părinți și la nănașei, stimă și să crească nepoțel sănătos și să ajungem și anul tău lui, să ne petrecem cum ne petrecem seara. La mulți ani! Vă sărut și vă iubesc! Bravo! Bună seara la toți oaspeții care vă aflați aici și în primul rând îmi mulțumesc nașilor care s-au chinuit și au zis și aceștia asta noastră și îi mulțumesc Cosca că a făcut așa foarte frumoasă și Colea, îi mulțumesc că îi găsit așa. Eu și din toți îi doresc. Îi doresc sănătate, pace, noroc în viață și cele mai frumoase fete să aibă în viața lor. Lui Marco și îi doresc. Lui Marco îi doresc și sănătos, să crească mare, să poată haina bădească care își vine cu bine și cu sănătate. Și cum a vrut Dumnezeu, dar că trebuie rugat să ajung și la montajul meu. Să vedem cum vrea Dumnezeu. Vă doresc multă sănătate, pace în suflet, pace în familie, să vă sunăm acasă ca părinte cu sare, să vă iubiți unul pe altul, să iubiți copiii, copilașii ăștia care le vedeți, să aveți prieteni de toți. Și de Marco, și de Cosmin, și de Ionuț, să aveți bucurie de toți. Și ce să vă mai spun? Dacă da Dumnezeu, creșteți mai departe. Cum a vrut Dumnezeu așa? Nu vă mulțumesc. Dumnezeu a dat familia ca să vă mulțumesc. Mulțumim. Mulți ani înainte, pași pe lume și sănătate. Și să mulțumesc Cosmin, că ai spus așa, pahă. Frumoasă și minte. Și Colea, dacă cumva, poate am greșit în minte, poate nu te-am educat cum trebuie, scuze-mă. Mâna pe vargă. Te-am în vargă, e tăță. Și mulți ani înainte. Mulți ani înainte. Crezi că un băiat cum scade și deștept și... Da, și sănătos. Da, și sănătos. Hai, un mic cadou din partea noastră. Din partea noastră, un mic cadou.
N-am să-ți cer ce nu-mi poți sta vreodată. N-am să-ți cer iubirea. Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată. Drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Drumurile noastre. Bună seara. Bună seara. Bună seara la toți care ne-am salutat mai înainte sau care nu. Ce vreau să spun? Mă bucur, ne bucurăm foarte mult că vă puteam fi alături de voi. Și inima mea înflorește ca primul buchet care ne l-ai trimis la Colea. Când în sfârșit vă vedem așa fericiți, mai ales sora mea, în sfârșit ți-ai ales perechea. După cum am zis, eu spărcășini, să fiți două spărcășini care nu puteți trăi unul fără altul. Și după cum, dacă ți-ai minte, Victoria, când noi ne-am căsătorit, tu ne-ai zis, să fie un pas, să dăie Domnul, eu să fac primul pas, să te ajung de Dumnezeu și pe tine. După cum se vede, ușoară la picior. Căsătoria, copilul, casa și să dăie Domnul să continui drumul ăsta cu multe, multe realizări pentru toți noi. Nu suntem noi cei mai experimentați în domeniul căsniciei, suntem și noi la faza de modelare, nu suntem cei mai ideali, de aceea vă dorim foarte multă sănătate, asta de multe ori cel mai puțin depinde de noi. În rest, cu sănătate și putere, le faceți voi, doar să aveți multă răbdare, scopuri bine puse și cu multă sărbuință, cred că să le faceți toate. Marco, și pe lângă Marco, și Cosmin, mă bucur că în sfârșit poate să mă îndrească și să laud care un tată. La fel, cred că și Ionuț poate să mă îndrească și să laud care o mamă. Și să fie cu toții sănătoși, să aveți bucurie de la dânsii, să vă mândriți, să ajungem la nuntă, poate și la cumătria copiilor lor. Asta-i. Vă mulțumim mult pentru această seară, să fiți fericiți, sănătoși încă o dată și la mai mult și la mai mare. Seria domnul. Bună seara la toți. Soția mea a spus destul, eu o să vă spun mai puțin. Eu vă doresc mult sănătate, deoarece asta e temelia a tutui succes. Multă putere și nopți cât mai liniștit. Da, da. Să aveți nopții liniștite în continuare și să dea Domnul să nu știți de și uista când Marca dorme. Doi zile, pentru că la noi e tare mult și când doarme Daniel, de aceea ei să dea Domnul să nu mai știe cum nu mai știu și până acum. Eu scurt, clar și cuprinzător, vă doresc o familie fericită, împlinită, să aveți bucurie nu numai de voi, dar și de copiii voștri, să fiți împliniți, să le dați tot ce ați primit voi, poate mai puțin, dar lor să le dați mai mult în viața lor. Și, cum să zice, bine că v-ați găsit unul pe altul,
să vă, cum, v-ați împlinit golul din sufletele voastre și mai la mult și mai la mare. Dumneavoastră i-ați oferit colacul de salvare.
când ea a spus, ea mi-a povestit toată povestea ei, n-a fost deschis, ea mi-a spus că în noapte a fost momentul, poate pentru cineva e de mirare, n-a avut ce mânca, a fost și momentul acesta, n-a avut între ea, dumneavoastră i-a suferit casa. Eu vă mulțumesc foarte mult la momentul respectiv i-a întins coada acum de salvare. Vă mulțumesc că i-a suferit un sfat, o îndrumare, i-a suferit ceea ce a făcut. Cu toate că, zicem așa, diferența de vârstă e mare, poate, poate mică, dar prietenii, eu am văzut că este o prietenie adevărată. Ceea ce îmi spune Victoria, eu mă uit după Victoria, nu mă uit după altcineva. Și vă mulțumesc mult ca să i-a suferit că ne-a fost mai greu, minim necesar sau maxim. Ea atunci, pentru dumneavoastră poate era minim, dar pentru ea era atunci maxim necesar. Vă mulțumesc. Și mulțumesc că ați venit la sărbătoarea noastră și al Marco. Mulțumesc pentru sărbătoarea lui Marco. Bună seara, mă fac oaspeții. Pentru noi, Victoria, într-adevăr, că n-am fost, nu suntem rude de sânge, în schimb, s-a format o prietenie care noi ne-am destinuit toată durerea, toată bucuria împreună cu ea. Ne bucurăm foarte mult pentru succesele ei, pentru tot ceea ce a obținut. Nicolae, tu ești stâlpul familiei. Și vă dorim multă, multă sănătate. Vă dorim succes în toate. Vă dorim că noi să ne mândrim cu voi. Cum noi ne mândrim de copiii noștri, de Sergiu Adrian, permanent ne mândrim de voi. Iată Victoria, iată Nicolae, iată Victoria, iată Nicolae. Tot așa mai departe, vă rog foarte mult să mutați de nănaș, să știți că nănaș sunt a doua părinți. Și vă rog foarte mult de la orice sărbătoare, la orice este, dintr-o întâi pășiți pragul casei nănașelor, nu pe mult timp, pe jumătate de oră, pe oră, dar le pășiți pragul lor. Pe urmă de acum la părinți, fiindcă primul plan este nănașii, pe urmă noi părinți trecem de-a doilea plan. Noi nu ne supărăm. Adică, mă rog, n-am în vedere, dar oricum și la vis, așa, și n-a să supere, fiindcă de multe vă duci la nănași, pe urmă vă duci la părinți. Peste mulți ani, și voi să stați în rolul bunielor, cum suntem noi acum, stața voastră, și doriți la nepoții voștri, tot așa este cuvinte calde, ca de primiți amusara în adresa voastră. Așa doriți să voi de nepoții voștri. Vă doriți drum bun în viață, succes în toată și ne mândrim cu voi mai departe. Victoria mi-a spus când mama Larisa a plecat pe șivotarii, tante Marie, eu am învățat-o a face mâncare.
pe rețetă, pe hârtie, poveste îndelungată, da? Lungă. Mai rău când m-a învățat mine a face mâncare. O rămas un lucru mare. No, dacă Matale nu a învățat a face mâncare, de-am asta e problema Matale, de-am, că nu ai vrut. Încă nu-i târziu. Vă mulțumesc că i-ați oferit o victorie, cei ce i-ați putut oferi. Rol de mamă, de mătușă, de moș. Până unele lucruri de tată, până lucruri de mamă. Mă rog, vă mulțumim pentru cei ce i-ați oferit. Eu vă mulțumesc și vă mulțumesc tuturor și mătrilor. Să nu fie cineva obișnuit, vă mulțumesc tuturor. Noi am invitat cei care ne sunt alături sufletului nostru, care am simțit că ei țin la noi, țin la Marco, țin la Ionut, țin la Cosmin și tot așa, la familia noastră. Și vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de Victoria în momentele grele, că ea mi-a povestit, mie sincer vă spun, ea că și Victoria poate să se confirme, nu am trăit în puf, dar nici n-am trăit viața ei. Mulțumesc Domnul, mulțumesc Tatăi că ne-ai oferit cei ce ai făcut. Mie nu-mi vine a crede că așa viața fost trăiască un om. Vă mulțumesc că ați oferit ceea ce ați putut oferi. Bună seara! Într-adevăr, cum a zis Colea, chiar Maria e sora cea mea mamei, dar pentru mine tot este ca a doua mamă. Că, într-adevăr, ea a fost persoana care m-a învățat cum să fac chiar și același borș, că nu știam cum să fac și m-am dus și m-am bucat să-mi spun. Într-adevăr, când m-am plecat, una și făceam, duceam un grip de la Chia Maria ca ea să ne spună, să ne îndrume, să ne ajute. Și, într-adevăr, vă mulțumesc pentru tot ceea ce mi-ați sfătuit și pentru ceea ce ați fost și sunteți în viața noastră. Într-adevăr, sunteți niște oameni de suflet și noi vă simțim aproape ca părinți și vrem ca să avem alături în continuare. Și rugăciunile care s-au făcut am seara, care s-au făcut, vă fie de folos de ajutor și vă dorim un drum bun în viață și vă vedem fericiți. Scurt, clar și vă mulțumim. Eu nu sunt orator mare de cuvinte frumoase, am să mă expun așa simplu. Vă felicit cu ocazia sărbătorii de azi. Copiii și de azi înainte o să cot cunoașterea lui Marcu și încreștinarea lui. Sucot copiii și toți egali și eu am avut o nășică de aur. Dumnezeu să ierte, i-a dus în lumea celor drepți. O spus că ascultați de părinți, de ambii, de nanași și dacă vă simțiți că ei nu vă învață de ghine, fășeți cum să cotiți că ei voi ghine. Eu m-am convins că ei nu învățați de rău. Vă dorim drum bun! Pe Marco. Vă mulțumesc că sunteți alături noi la seara, la frumoasă sărbătoare. Sunteți o pereche gospodărească, gospodari. Sunteți o pereche de invidiat, care sunteți, ești oameni speciali. Eu știu ce sunteți voi.
vă mulțumesc că ați venit la sărbătoare, ați avut plăcere să veniți la sărbătoarea noastră, a mea și al Victoria, și al lui Marco, cununia noastră și încreștinarea. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și sunteți alături de noi și ați fiți alături de noi. Știu cine sunteți, eu vă cunosc mai bine, Victoria mai puțin, dar știu că o să fiți alături de noi. Doi Dumnezeu! Bună seara! Eu un pic mă sunt rușinat că am comis greșeala care am comis-o un pic. I-am dat alt nume mădruzită. Și scuze de asta, n-am făcut-o intenționat. N-am... Da, da, e mare, da? În orice caz, îmi face plăcere să vă cunosc și îmi face plăcere că, într-adevăr, ne-am cunoscut, ne-am văzut odată, dar sunteți niște oameni minunați. Și vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi în această zi minunată. Și, într-adevăr, să dea Domnul să trece mult înainte și să ne cunoaștem mai bine, ca să nu mai comite greșeli, de genul dat. Din grijă de păr vă împredim, curare plină de iubire. Mulți ani de viață vă dorim, mulți ani și multă fericire. Un cer albastru fără nori vrem ca viața să vă fie și de la toți trei acei micuți să aveți numai și numai bucurie. Și din partea noastră nu fac bine. Sunt sincer la mulți ani. Vreau să vă mulțumesc pentru trecerea frumoasă care ați organizat-o azi. Vă felicit și vreau să vă urez ca fericirea din ochii voștri care o aveți astăzi să fie tot parcursul vieții. Marcu, el, voi știți că e cadoul meu, s-a născut de ziua mea și cum am spus că el e cadoul meu original, așa a să fie permanent. Îi dorim să crească un copil sănătos, ascultător și să aveți numai bucurii din partea la tăți trei flăcăi. Vă aduc trei nurori cu minți și bravo cum e mama flăcăilor. Spune că bărbatul este capul familiei, dar să nu uităm cu unde soția întoarce gâtul, acolo îți duci și capul. Vă urăm mult sănătate și numai bine. Mulțumesc, mă duc. Așa, și un cadou de partea mea. Слабые. Не, не слабые, последние. Дорогие наши, кумадри, от синчер во фельдштам. Во дурим от санатати. Тет греву, шереву, кари, прасы вина в фаца вастры, Думнецел се идея же, к черу ж, знай жонка. Могили дуксы в царь строине пустил. Cu păreau, nu, cu apa. Nu, sincer. Eu mă alătur la toate cuvintele cele frumoase care s-au spus acum seara și care s-au spus și la biserică. Și sunt de acord că voi împreună ați le rezolvați. N-am mine, mi-ați zis tot. Să fiți sănătoși mulți ani înainte și să nu vă dispară dragostea din ochii voștri. Și Marcu să fie sănătos alături de voi. Vă aducă bucurie. Это не конец, ты куда пошел? Так у моих, да пойдем на похорону, надо в туризм в угоришь доказывать. А вывез. Ну, ворбаще. Дела ты мне цел мой мунт, дела ной мой пцин. Ты мне зло свак парти. Да я вам куб де фортан причиска, ай, да ну, нума де уну. Și numai cheii pe mine eu să-l clădesc. Cum să-și e noroc? Eu măcar îți vin și-a storc de-o bahar cu ce la pață. Ia mai gine, dar cu genul tău. Iar am vrut să zic ceva, dar mă abțin. Sunt sănătoși, Margul la mulți ani. Cum am spus, să știți doar de cântari și casă. Alte probleme și alte spitaluri să nu le știți. La cântari l-am măsurat cât centimetri au avut. Aha, bucuroși, am plecat de acasă și atât. Eu vă mulțumesc pentru seara frumoasă care ne-ați oferit DJ-ul, cum spune el și cu mătrul nostru. Vă mulțumim pentru cei ce ne-ați organizat seara aceasta. Mulțumesc că ați ajutat-o Victoria la momente mai puțin neplăcute. Cu mătră Maria, cât am adus tot n-a vorbit, vă mulțumesc că ai fost alături de ea tot în
momentul mergem grele, mai grele, mergem fericite. Mulțumim și mulțumim la toți pentru prezență, pentru implicare. Și mulțumesc tuturor că ați fost alături de noi la sărbătoarea frumoasă noastră. Vă sincer, vă spun un sincer la mulți ani. Așa, mulțumim că ne-ați acceptat să fim cinii dumneavoastră. Mulțumim din tot sufletul. Îmi cerem scuze că am greșit, că ne-am greșit. Dar ne-am stărit să fim mai departe, mai frumos și mai, cum se spune, mai elegant. Care îmi participați. Mulțumim. Mulțumesc, sănătos, bucurie și realizat pe viitor. Pășic. Vrei ceva de vorbit? Hristos a înălțat și bună seara. Tata și mama, vreau să vă felicit cu ocazia cu ocazia cununiei și botezului. Vă doresc multă sănătate. Fața dumneavoastră, fața voastră să fie încununată cu un zâmbet. Și ție, mama, îți doresc să fii pe brață purtate, dar ție, tata, îți doresc să ai putere să o porți pe mama pe brață. Și vă doresc mereu să fiți fericiți și bucuroși. Și din partea mea un cadou muzical. Eu vă mulțumesc pentru seara frumoasă, stimați copii, Ionuț și Cosmin. Mulțumesc că Ionuț, tu ai acceptat o victorie, Cosmin m-ai acceptat pe mine, până ați acceptat, până nu. Vă mulțumesc că ne ascultați, mulțumesc că aveți grijă de Marco, până mai puțin, până mai mult. Noi vă iubim, noi vă îndrumăm, dar să știți că noi rău niciodată nu vă dorim. Mulțumesc pentru că ați fost cu minți în seara aceasta. Mulțumesc că sunteți niște copii. Fiecare copil e unic în lume. Să știți că voi sunteți doar unici. Și un îndemn din partea lui tati, cum spune Ionuț și Cosmin, să ne arătați lui Cosmin, lui Marco, doar lucruri frumoase. Să ne arătați că îl iubiți, că stimați. Ionuț, tu să îi arăți lui Victoria că o stimezi, o iubești. Asta este situația. Tu, Cosmin, tot așa. Să vă stăruiți să iubiți părinții. Să iubești cei ce ai. Vă mulțumesc din suflet și sunteți copiii noștri. Ați apărut în viața noastră în momentele cel mai frumoase. Să știți, copiii, voi sunteți unici și sunteți cei mai valoroși, cel mai frumos cadou. Voi trei sunteți cadouri care cu nimic în lume nu puteți, nu se poate de cumpărat. Vă mulțumim! Нанаша și Нанашо, voi ați fost în momentele cele mai grele, cele mai frumoase, alături de noi. Mulțumim din suflet că ne-ați oferit sprijinul, ne-ați oferit răbdarea, ne-ați oferit, cum să spun, încurajarea, răbdarea voastră. Voi sunteți părinții noștri.
Noi suntem copiii voștri. Vă mulțumesc din suflet. Îmi cerem scuze, până am greșit, până nu ne-am ținut de cuvânt. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Prietenia, viața rară, ora păstrezi, pornezi o comoară. Prietenia, viața rară, tu s-o prețuiești. Prietenia, viața rară, ora păstrezi, pornezi o comoară. Prietenia, viața rară, tu s-o prețuiești. Plin de amintiri și plin de povești, trenul spre Costinești. Când ne distram mai știi, la chef prin sufragerii. Încă un toast pentru tot ce-a fost și pentru ce va mai fi. E dedicată celor care dau culoare vieții tale. Pentru ei mare sos, prietenia, iată rară. Ребята, дуйте, 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 дуйте. Noțile, 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 noțile,
ține cu luna. Stați o leacă, eu nu vă grăghiți. Njorțile, njorțile, mai șadă cucununa. Aici merge altfel. Hai, eu am ușă, vă încep. Uitați-vă atent. Eu am unul vorbesc. Când ați fac așa. Unu, doi și la trei vă porniți pe strâns cântați. Bine? Ok? Atențione, fiți silans. La clas de o franțe non-stop. Faci o leagă. 1, 2, 3, hai! Soarele, soarele, soarele și luna, nopțile, nopțile, nopțile cu luna. Soarele, soarele, soarele cu luna, nopțile, nopțile, nopțile cu luna. Hei! Așa, bravo, bravo! Ia că ești muzicanți! На живую по конкретному.